Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit și pe canalele Prima Sport 1 de aici, de la Mangalia, unde se desfășoară prima etapă a campionatului național de Super Rally Powered by Superbet. Și după ce în această dimineață am avut parte de antrenamente cronometrate, ei bine, suntem pregătiți în mod oficial să intrăm în concurs. De această dată, cu noile regulare campionatului, două manșe de concurs urmând să decidă podiumurile tuturor etapelor de Super Rally din România. De la microfon vă salut același Ștef Raita, iată că suntem pregătiți de start în același Ștef Raita, iată că suntem pregătiți de start în momentul în care vedem superbul circuit de aici din Mangalia, iar Dragoș Angelescu, tocmai viceprimarul acestui oraș, este prezent pe traseul de concurs în momentul în care noi intrăm în prima manșă oficială din cele două ce vor decide câștigătorii. Vom vedea față de sezoanele trecute toți concurenții ce participă în cadrul campionatului alături de noi pe traseu, iar asta cu siguranță va mări și mai mult spectacolul. Iar în acest moment vedem live în fața noastră bătălia de la două roți motrice, nouă denumită clasă 2A, odată cu regulamentul ce s-a introdus în acest an în cadrul campionatului național de Super Rally. Am avut plecare și pentru Claudiu Motoc cu modelul Peugeot 208R2 și l-avem alături de noi pe traseu și pe Ciprian Lupu cu modelul Mini Cooper electric. Iar acum efectuăm primul tur oficial în manșele de concurs alături de Vlad Cosma pe ecranele noastre, alături de Dragoș Angelescu, pardon, pe mașina lui Vlad Cosma. Dragoș Angelescu prezent încă din 2019 în campionatul național, când a fost prezent în calitate de deschizător alături de ceea ce înseamnă această competiție stradală. Face trecerea la volan și mă bucur să-l revedem cu această mașină absolut superbă. În spatele său pe traseu se află Claudiu Motoc, după cum vă spuneam, și Claudiu trecut pe un model Peugeot 208R2 și îl vedem, iată, și pe Ciprian Lupu în zona șicanei, pe singurul model electric prezent în concurs. Ciprian Lupu în viața de zi cu zi este nevoit să se deplaseze în scaunul cu rotile. Face o treabă excelentă la volan și ne bucurăm că vine pe traseul de concurs alături de Racing Mini, alături de primul Mini Cooper electric din lume, modelul construit de către cei de la BMW România și preparat în acest moment de către cei de la Engage Motorsport, pe care mă bucur să-l vedem foarte mult pe traseele de concurs. Mergem acum, după cum vă spuneam, alături de Dragoș Angelescu, ce vine acolo în această superbă zonă de start. Ne aflăm pe traseu alături de o grupare de trei formată din Angelescu, Motoc, respectiv Cipri Lupu pe modelul Mini Cooper electric, și în mod oficial urmează să vedem și primii timpi competitivi din această competiție. Haideți să vedem cine va ajunge acolo în zona de vârf în momentul în care, iată, Angelescu intră în ultimul tur. De asemenea, Motoc cu modelul Peugeot 208R2 cu albastru intră acolo, iar Ciprian Lupu este pregătit și îi urmează îndeaproape. După cum vă spuneam, am ajuns în cele mai importante manșe ale weekendului, iar aici piloții nu își vor mai permite să lase absolut nicio secundă. Pe ecrane rulăm acum alături de Ciprian Lupu, așa cum ne-am obișnuit de fiecare dată, acest lucru rămâne valabil. Trei mașini sunt prezente pe traseul de concurs în același timp, iar Ciprian este pregătit la rândul său să intre în ultimul tur cronometrat. Dragoș Angelescu, viceprimarul orașului Mangalia, de asemenea ocupantul poziției cu numărul 3 în ceea ce înseamnă ierarhia modelelor de producție din sezonul precedent, este prezent pe traseu și intră acum în ultimele viraje. Își va încheia parcursul cronometrat Angelescu. De asemenea, am prezent acolo Claudiu Motoc alături de noi cu modelul Peugeot 208R2. Este pregătit și el să își încheie parcursul cronometrat. Iar noi mergem acum alături de Ciprian Lupu și alături de singurul model electric din concurs. Ciprian își va încheia și el în cel mai scurt timp parcursul cronometrat. Vine în această zonă a virajului de stânga și ne bucurăm să îl vedem din nou alături de noi pe traseele stradale, după ce Ciprian a alergat pe traseele montane în campionatul național de viteză în coastă, respectiv în cadrul campionatului național de raliuri. Ajunge în această zonă a șicanelor în acest moment pilotul brașovean, susținut de către NAPA Car Rally Academy. Vine în această ultimă zonă a virajului de dreapta, după care va ajunge spre ultima turnantă la stânga. Iar Ciprian Lupu este pregătit acum să-și încheie în mod oficial prima manșă din concurs din totalul celor două. Și da, după cum vă spuneam, dragi prieteni, avem parte de un nou format în cadrul campionatului național de Super Rally Powered by Superbet, un format care va include două manșe de concurs și tot așa cel mai bun timp obținut în cele două manșe va fi pregătit. Iar acum în prima manșă oficială ne pregătim să vedem primul și singurul model Renault Clio Rally 4 de concurs.
Daniel Grămadă se află la volanul acestei mașini și după ce anul trecut a fost prezent în cadrul campionatului național de Rally 2, ei bine, Grămadă face o trecere radicală în acest sezon, trece la un nou model de concurs, acest Renault Clio Rally 4 de 215 cai putere, o mașină de top pentru ierarhia de la două roți, motri și tracțiune față, iar Daniel Grămadă cu siguranță va face o treabă excelentă cu echipierul său de la Ideal Rally Team. Este vorba de Bogdan Mine, a luat și el startul deja cu un model Renault Clio Rally 5 față de Rally-ul 4 pilotat de către Daniel Grămadă, iar în 3-1 cel mai tânăr participant din acest concurs este și el pe traseu. Mergem pe camerele noastre acum alături de Daniel Grămadă și alături de această mașină colantată absolut superb. Face o treabă foarte bună acolo pilotul pe care îl vedem, un familist convins Daniel Grămadă, are trei copii foarte, foarte frumoși acolo, care se uită la această competiție și care se simt de fiecare dată. Ne bucurăm să-l vedem rapid acolo pe traseele de concurs. Cel de-al treilea, după cum spuneam, pe traseu, doar în ordinea de start, este un tânăr de 15 ani, venit cu midgetul 1300, cu motor de motocicletă și tracțiune pe spate. Ei bine, este vorba de Andrei Dună, pe care îl vedem acum alături de noi. Și-l vedem pe Andrei ajungând la rândul său în această zonă a virajului de stânga, pe traseu avându-l de asemenea cu modelul Renault Clio Rally 5 în acest moment, și pe Bogdan Minea, care vine din nou la volan după ce l-am văzut la Râșnov în cadrul primei etape de viteză în coastă, iar pe Bogdan îl vedem la rândul său cu un ritm foarte bun, deoarece este o bătălie foarte intensă acolo în ceea ce înseamnă ierarhia modelelor cu tracțiune față. Este un duel important acolo de dat între acești piloți și așteptăm să încarce și timpii pentru a vă spune împreună cum ne situăm în această bătălie de care vă povesteam și mai devreme. Ajunge Bogdan Mine în dreptul șicanelor în acest moment. Daniel Grămadă intră la rândul său în ultimul tur. Trei mașini prezente pe traseul de concurs, după cum v-am obișnuit de fiecare dată. Din 24 de piloți în stil și am rămas cu 23. Din păcate, Didier Balcan a avut parte de o ieșire destul de violentă în decor pe prima trecere de antrenamente cronometrate, iar modelul Formula Renault a trebuit să rămână în parcul de servici. Îl vedem acum pe Andrei Dună pe cadrele noastre, la rândul său acesta intră în ultimul tur cronometrat, juniorul de 15 ani, face trecerea după numeroasele victorii din campionatele de macadam către traseele de asfalt. Iar acum Daniel Grămadă se află deja în ultimele viraje. Iată acolo, forțează punctele de frânare. Grămadă se vede că este foarte determinat acolo pentru a avea parte de o poziție cât se poate de bună. Și avem finish în acest moment pentru Daniel Grămadă pe modelul Renault Clio Rally 4. Este prezent acolo și Bogdan Mine în zona aceasta finală. L-am văzut bucuros pe Daniel Grămadă în momentul în care a ajuns în această zonă finală, ceea ce înseamnă că a avut parcursul pe care și l-a dorit și oprește cronometrul la un 2.49.495. Bogdan Mine ajunge acum la rândul său pe partea finală a traseului și foarte curios să vedem unde va opri cronometrul. Derapaj frumos acolo și pentru Andrei Dună, să vedem unde va reuși acesta să oprească cronometrul. Merge Dună spre zona celei de-a doua șicane, rămâne din nou acolo, să vedem, va încerca să împingă un pic de spate modelul midget 1300, vă spuneam, cu motorizare de motocicletă cu numărul 10 de concurs, model pe care îl vedem în această zonă finală. Iar la 15 ani, Dună este pregătit să încheie în mod oficial prima manșă de concurs din cariera sa din cadrul campionatului național de Super Rally. Și după cele două treceri, Reader este de, în acest moment, Claudiu Motoc, iată, cu un timp de 2.54.628. Daniel Grămadă a avut un parcurs foarte bun și se afla pe prima poziție, însă a primit o penalizare de 6 secunde, cel mai probabil a lovit ceva pe traseu și coboară până pe 3, în timp ce Bogdan Mine este pe poziția a doua. Noi mergem mai departe, acum trecem la modelele cu tracțiune integrală și îl vedem în fața noastră pe Adrian Grigore cu un model Mitsubishi Lancer Evo 9. Adi Grigore, care va fi prezent pe parcursul întregului sezon alături de campionatul național de Super Rally, care vine cu mașina sa din campionatul de raliuri. Trecem din nou în zona startului, acolo unde pleacă Ișvan Beco în acest moment, plecare foarte bună și un parcurs de podium în bătălia modelelor cu tracțiune integrală pentru pilotul clujean. Iar în 7 secunde ne vom pregăti de plecare și pentru spectaculosul Robert Barabas, prezent în zona de vârf a antrenamentelor cronometrate. Avem plecare pentru Barabas în manșa de concurs. Mergem acum în primul tur, eram alături de Adrian Grigore, ne întoarcem însă alături de Barabas și ne pregătim să încheiem acest prim tur în spectaculosul parcurs pe care îl vedem aici la Mangalia.
Grigore, iată, mă prezent pe trasele pe care le vedem din partea tuturor piloților. Nu mai este permisă nicio greșeală, nu vom mai vedea acel mers cu derapaje controlate. Toată lumea va încerca să găsească limitele traseului. Nici Van Beco, iată, face o treabă excelentă. Vedem acolo, joacă un pic fața modelului, revine rapid pe pedala de accelerație. Pare hotărât Van Beco să obțină un rezultat mare aici în etapa de la Mangalia cu modelul Subaru Impreza, în momentul în care, iată, îl vedem în această zonă superbă a portului din Mangalia. Intră șican acolo, Beco impecabil, foarte rapid în momentul în care se îndreaptă în zona virajului de stânga. Din nou țăpăie un pic de spate modelul Subaru Impreza. În spatele său pe camere îl vedem și pe Robert Barabas, în timp ce în fața acestuia se află același Adrian Grigore. Trei mașini din nou prezente pe traseu, iar ritmul este unul de foc în acest moment. Frânare, târzie acolo pentru Beco, aruncă un pic de spate modelul Subaru Impreza și face spectacol pentru publicul prezent în număr atât de mare pe marginea traseului din Mangalia. După cum vă spuneam, în spatele său se află Robert Barabas în acest moment și el foarte, foarte determinat în parcursul pe care îl are acolo cu modelul Fiat 126 Proto. Să vedem cum vor arăta timpii după această manșă. Mă aștept să se îmbunătățească acel timp obținut de către Claudiu Motoc. Îl vedem pe Grigore acolo, eficient, îl vedem pe Beco, iată, intră tare în virajul de dreapta. Povesteam mai devreme cu o parte din piloți și spuneau că este un viraj foarte, foarte dificil, acel viraj pe care tocmai l-am văzut pe transmisiunea noastră. Încearcă fiecare pilot să maximizeze ceea ce înseamnă parcursul din această manșă. Și îl vedem, iată, pe Adrian Grigore intrat în ultimul tur. De asemenea, aici Van Beco îl urmează acolo în zona liniei drepte pe care o vedem aici pe traseul de concurs din Mangalia. Nu l-am văzut pe Robert Barabas până în acest moment pe camerele noastre. Să sperăm că nu s-a întâmplat nimic pentru pilotul brașovean. Avem finish acolo în orice caz pentru Adrian Grigore. Aici Van Beco intră și el acum în virajul din stânga. Pilotul clujan este pregătit să își încheie parcursul său cronometrat. Și dintr-un moment în altul, Robert Barabas trebuie la rândul său să ajungă în această zonă de finish. Să vedem ce va reuși acolo să facă și Barabas. Am primit acum informații, din păcate, Barabas, despre care vă povesteam și mai devreme, este rămas pe traseu în acest moment. A rămas acolo și cel mai probabil că va fi nevoie de intervenția mașinii de securitate. Da, iată, se întâmplă acest lucru, se întâmplă acest lucru pentru Barabas, ceea ce înseamnă că vom avea o scurtă pauză până în momentul în care intervin acolo mașinile de traseu, după care vom reveni cu piloți foarte, foarte spectaculoși. Luăm și noi o scurtă pauză de publicitate și revenim aici pe canalele Prima Sport cu acțiunea din Campionatul Național de Super Rally. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit pe canalele Prima Sport. Același Chef Raita este prezent alături de voi pentru a prezenta acțiunea din cadrul Campionatului Național de Super Rally. Iar noi avem deja trei mașini pe traseul de concurs. Îi avem prezenți alături de noi pe Vlad Cosma, pe care îl vedem cu modelul Peugeot 208R2. Vlad Cosma se află ultimul în ordinea de start pe care o vedem aici. Alături de noi pe traseu se află și aceiași Bogdan Duma, respectiv Valentin Porcișteanu, ce revine în competițiile naționale. Și mă bucur foarte mult să îl revedem pe Vali. Mă bucur de asemenea să-l vedem pe Bogdan Duma cu un nou partener și venit cu o mașină mai puternică decât a pilotat vreodată în cadrul Campionatului Național de Super Rally. Iar pe Cosma îl știm deja, este un pilot care de fiecare dată merge la limită cu modelele cu tracțiune față. Nu mai este niciun secret din acest punct de vedere, Vlad, făcând trecerea în acest sezon și înspre Campionatul Național de Rally-uri, revenindu-se la competiția în care a reușit să obțină și primul titlu de campion național. În 2018 se întâmpla acest lucru în primul sezon de Super Rally, iar Vlad a făcut o treabă excelentă în acest moment. Am reluat acțiunea, după cum vă spuneam, în cadrul manșilor de concurs, reușind să îmbunătățim timp după timp, iar duelurile vor continua și în cadrul manșei cu numărul 2, deoarece timpul care contează în stabilirea ierarhiei finale este cel mai bun timp din cele două treceri de concurs pe care o să le vedem din partea celor 23 de concurenți ce au rămas alături de noi. Mergem acum alături de Bogdan Duma, un pilot remarcabil, campion la viteză în coastă 2 anul trecut în cadrul modelelor până în 1600 de centimetri cub, vice-campion aici la Super Rally, iar Bogdi Duma își încheie parcursul
pe traseul de aici de la Mangalia. Rămânem pe traseu alături de Valentin Porcișteanu și de Mitsubishi Lancer Evo 9, cu nare târzie și la limită acolo Vali, în ceea ce înseamnă parcursul său din această manșă cronometrată. Campionul național de raliuri din 2011 revine anul acesta odată cu etapa de Super Rally de aici de la Mangalia și face o treabă foarte, foarte bună. Să vedem unde va opri cronometrul în bătălia cu modelele 4x4, modelele cu tracțiune integrală. În spatele lor revenim la un model cu tracțiune față, 185 de cai putere pentru Vlad Cosma, ce își încheie parcursul, iar Vlad are de dat acolo o bătălie frumoasă cu Claudiu Motoc, care a oprit cronometrul la 2.54.628. Bogdan Duma îmbunătățește din nou cel mai bun timp, vine la un 2.39.936, tânărul clujean de doar 16 ani și urcă pe prima poziție provizorie acestei manșe de concurs. Ișvan Becă vine pe 2.1.241.243, în timp ce Porcișteanu coboară până pe 4, Cosma reușind, iată, să-i fure o secundă lui Vali și urcând pe poziția 3, respectiv pe primul loc în ierarhia de la două roți motrice. Iar acum pe traseu se află pilotul care a obținut cel mai rapid timp în trecerea precedentă din cadrul campionatului național de Super Rally de aici, de la Mangalia. Vorbim de campionul din 2019 al acestei discipline. Este vorba, evident, de Costel Cășuneanu, ce este din nou prezent alături de noi cu modelul Skoda Fabia R5. Și după cum știm, când vine vorba de Costel și de această combinație frumoasă, îi vine vorbind de un pilot care este prezent de fiecare dată acolo pentru a se lupta pentru podiumurile generale și nu doar pentru podiumul de categorie, fiind unul din oamenii ce pot să fie de fiecare dată prezenți acolo în zona de vârf. Cășuneanu așadar este pe traseu în acea zonă. De asemenea, îl avem acolo și pe Dani Oțil alături de noi și în doar câteva momente vom relua startul aici pe traseul din Mangalia. Toată lumea este pe poziții, așteptăm să se activeze acolo ceasul de start. Avem parte de un peisaj superb în ceea ce este denumit în mod neoficial etapa de Monte Carlo, în ceea ce înseamnă Super Rally-ul, datorită portului acesteia minunat, datorită acestei zone care arată atât de bine, iar noi ne-am reluat exact unde trebuie acțiunea pentru campionatul național de Super Rally, iar Costel Cășuneanu este pregătit acolo de start. Timpul pe care trebuie să-l învingă Costel până în acest moment pentru a trece din nou pe prima poziție este un 2.39.936, iar în spatele lui Cășuneanu se află în acest moment pilotul care este de asemenea și primul câștigător de etapă de aici de la Mangalia. Dani Oțil face trecerea la un model KTM X-Bow Racing și mă bucur foarte mult să-l revedem pe Dani alături de noi. Este prezent cu o mașină care poate să meargă și pe stradă, iată, poate să meargă și în competițiile sportive. Superb acest KTM pe care Dani îl aduce alături de noi și sperăm că va reuși să-l placeze cât se poate de sus în clasamentul general. Revenim acum pe camerele noastre însă alături de Costel Cășuneanu, pilot care a fost campion național și care de fiecare dată vine pentru a punta acolo în zonele de top pentru a se clasa pe podiumul acestei competiții. Îl vom vedea cu siguranță foarte eficient și la limită cât de rapid trece de acea șicană Cășuneanu în momentul în care se îndreaptă spre zona virajului de stânga. Dani Oțil este și el prezent acum în zona bulevardului, după care va intra din nou pe aceste drumuri mai înguste ale noului port din Mangalia. Dani de asemenea este unul din piloții care cunosc toate secretele acestui traseu și vine cu un model cu motorizare 2 litri TPSI de Volkswagen, acest superb KTM, o cutie de viteză manuală și o mașină foarte, foarte competitivă la rândul său. Însă nu cred că la fel de competitivă în ceea ce înseamnă strict competiția ca modelul lui Cășuneanu. 280 de cai spre 300 pe această mașină, o cutie de viteză secvențială, tracțiune integrală, bineînțeles. Iar Costel, iată, se teleportează din viraj în viraj în momentul în care vine pe aceste trasee, se pregătește să intre în ultimul tur. Dani rămâne acolo și încearcă să intre cât mai mult la rândul său în anvelopele slick pe care le vedem din partea sa. Și vedem o bereche foarte, foarte frumoasă, vedem o bereche care s-a duelat pentru prima poziție în prima ediție pe care am desfășurat-o la Mangalia. Parcă a fost mai ieri această bătălie pe care am văzut-o din partea lor. Mă bucur să-i văd din nou pe cei doi în același timp prezenți pe traseul de concurs. Două mașini cu totul și cu totul diferite, cu siguranță, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată pentru el. Dani reușind pe un prototip radical SR4 în acea perioadă
să învingă etapa de Super Rally de la Mangalia. Sunt foarte curios să vedem ce timp va reuși să obțină și Costel Cășuneanu. Cu siguranță va fi un timp acolo foarte competitiv, cu siguranță va fi un timp la care va trebui să fim extrem de atenți în ceea ce înseamnă ierarhia finală, în momentul în care Cășuneanu își încheie parcursul de aici, de la Super Rally Mangalia. Dani Oțil este și el prezent în zona bulevardului, se pregătește să intre acolo în ultimele viraje și îl așteptăm la rândul său să ajungă. Și așa cum ne așteptam, Cășuneanu, iată, trece pe prima poziție provizorie, un timp de 2.32, 2.33, 2.42, obținut de către pilotul Băcăuan. Dani Oțil este prezent la rândul său în acest moment, în porțiunea finală a acestui traseu. Și haideți să vedem unde va reuși să placeze Dani, după cum vă spuneam, un model de stradă, un model de stradă care este adus în această competiție și este pilotat de Dani, un om de top al competițiilor de Super Rally. Prima victorie pentru el în această competiție, fiind obținută chiar aici pe traseul din Mangalia în 2019. Dani de atunci punctând de fiecare dată în zona de top și venind, iată, pe poziția a cincea, cu un timp de 2.46, 2.60, mai rapid cu 30 decât Vali Porcișteanu, mai lent cu doar 300 decât parcursul lui Vlad Cosma. Iar noi mergem acum pe traseu la bătălia de la GT, acolo unde îl vedem chiar acum pe Mihai Aurel Veldie, revenit în cadrul campionatului național de Super Rally. Mihai Belder, după cum spunea, ar veni cu modelul BMW 46, motorizare de 3000 de centimetri cub pentru pilotul celor de la Vroom Vroom Vlog. Și o bătălie frumoasă, această bătălie de la GT, în momentul în care am șters timpii din antrenamente și am reluat lucrurile de la zero, plecare în acest moment și pentru Alin George Luca și pentru singurul model Porsche 911 GT3K pe care îl vedem în concurs aici pe traseul stradal. Tot în zona de start se află acum Alexandru Șciopescu cu modelul Audi ROG P10, iar bătălia de la GT se dă în direct pe traseu, trei modele fiind înscrise în această categorie, iar cele trei modele duelându-se exact în aceeași manșă. Cât de frumoasă este această bătălie pe care o vedem acum în fața noastră. Haideți să vedem cine va fi cel mai rapid în această prima trecere. Alexandru Șciopescu ajunge în zona virajului de stânga. Mihai Aurel Veldie, cel care a plecat primul pe traseul de concurs, este pregătit să-și încheie și el primul tur. Însă nu primul tur este cel care este relevant. Piloții trebuie să lege fiecare element, deoarece se va da un timp doar după ce piloții vor fi parcurs cele trei tururi destinate acestor manșe de concurs. Mihai Veldie ajunge, iată, acum în acea zona virajului de stânga, iar cunoscutul pilot al celor de la Vroom Vroom Vlog încearcă să se dueleze acolo cu puternicul Porsche de 450 de cai al lui Alin George Luca și cu modelul Audi ROG P10 pilotat aici cât se poate de rapid de către Șciopulescu. Să vedem cine va avea întâietate în momentul în care noi ne pregătim să intrăm și în ultimul tur. Se merge foarte, foarte tare. Îl vedem pe Veldie acolo cu o frânare eficientă și un pic virată, dacă ați remarcat, în momentul în care s-a îndreptat în această șicană. Asta fac piloții valoroși acolo, maximizează absolut fiecare centimetru pe care ți-l poate oferi traseul de concurs. Iar Veldie ajunge acum în această zonă a virajului de stânga și încearcă din răzputere acolo să se dueleze cu adversarii săi. Pierde un pic spatele, revine însă rapid pe pedala de accelerație și nu pierde foarte, foarte mult timp pilotul din Alba Iulia. Mergem acum și alături de Alin George Luca, venit cu modelul Porsche 911, după cum vă spuneam, GT3K alături de noi, modelul 991 pe care îl vedem din partea sa. Alin este liderul antrenamentelor cronometrate în ceea ce înseamnă această bătălie a GT-urilor pe care le vedem pe traseu, modelelor cu tracțiune spate, cu fișe de omologare. Și îl vedem, iată, maximizând tot ceea ce înseamnă acest traseu și pentru Alin, un pilot plurivalent pe care anul acesta deja l-am văzut în trei discipline, a participat la Romanian Endurance Series în campionatul de anduranță, a fost prezent la viteză în coastă și iată vine și la prima etapă de Super Rally încercând să ducă acolo la limită acest model cu motor pe spate. Mihai Veldie este pregătit acum să-și încheie parcursul cronometrat, încheie această manșă de concurs. Haideți, Mangalia, să-i primim cu aplauze pe piloții noștri. Încheie așadar Mihai Aurel Veldie, după cum vă spuneam. Alin George Luca, la rândul său, este prezent aici pe porțiunea finală și așteptăm să vedem ce va spune cronometrul și pentru acesta
Vă spuneam, bătălia de la GT se dă între acești trei piloți. Sunt singurii piloți înscriși în această categorie, iar Luca își încheie acum parcursul, în timp ce Alexandru Șciopescu cu modelul Audi R8 V10 mai are de parcurs această ultimă porțiune a virajului de dreapta. Va intra în zona virajului la stânga de la Pirați, după care își va încheia la rândul său acest parcurs cronometrat. Mihai Beldie oprește cronometrul cu modelul BMW 46 la un 2.54.450, fiind mai lent cu 2 secunde decât ceea ce a reușit să facă Alin George Luca, cel ce preia frâiele în ceea ce înseamnă bătălia de la GT. Iar noi mergem mai departe acum, dragi prieteni, în aceste frumoase dueluri pe care le vedem în cadrul campionatului, și treptat trecem înspre prototipuri în momentul în care trebuie să mai vedem două grupe pe traseul de concurs. Iar primul prototip este cel pilotat de către Leo Borlovan, pilot cu 7 titluri de campion național, 4 recorduri de vârstă și din păcate cu o greșeală, iată, în zona de start, în această primă manșă. Nu vă lăsați să influențați de acest lucru, Leo este un pilot extrem de valoros. Anul trecut a reușit să obțină titlul în cadrul Radical Romanian Cup, în cadrul clasei SR1. Anul acesta face trecerea către traseele stradale. În spatele său, în zona de start, avem un pilot din Mangalia, iar cu o normă M20 cu motor de Honda, îl avem alături de noi pe Emil Ghinea. Venit să facă spectacol și venit să obțină podium pe traseul său de casă. Iar ultimul, dar nu cel din urmă, pe ordinea de start în această grupă foarte, foarte spectaculoasă, este Aurelian Dode Andronache, venit la start cu un model Speedcar GT1000R. Noi mergem alături de Emil Ghinea. Iată cât de mult forțează limitele și cât de mult încearcă Emil acolo să folosească toată suprafața asfaltică, în momentul în care, iată, acesta se îndreaptă înspre încheierea primului tur cronometrat. După cum spuneam, în spatele lui Ghinea este ocupat în poziția 3-a din antrenamentele cronometrate. Este vorba de spectaculosul Aurelian Dode Andronache. Și să vedem oricare din acești piloți se poate clasa pe prima poziție în momentul în care vorbim de încheierea acestei spectaculoase manșe. Își încheie Ghinea primul tur, Aurelian Dode Andronache este prezent în spatele său. După cum vă povesteam, Emil Ghinea este pe traseul său de casă, se află pe traseul pe care îl cunoaște foarte bine. De asemenea, este omul care pune suflet pentru organizarea acestei etape, iar spectacolul este la el acasă. În prim plan, Leo Borlovan, cel care a plecat primul de pe linia de start, vine foarte, foarte rapid acolo, intră pe bulevard, chiar în spatele lui Emil, vă spuneam, se află în acest moment Aurelian Dode Andronache, venit și el să facă spectacol cu prototipul pe care l-am văzut mai devreme în fața noastră. Localnicul Ghinea a pregătit acum să intre în ultimul tur, Aurelian Dode îi urează acolo foarte rapid. Iată, încearcă să nu facă prea multe derapaje controlate, iar asta i-a adus timp spectaculos pilotului din câmpul lung, foarte rapid în acea zona șicanelor. Este zona care îl avantajează pe pilotul câmpul lungean, din nou rămâne în aderență când vine vorba de această zonă finală și vedem cât de precis reușește Aurelian Andronache să piloteze acest model care intră la rândul său înșe ultimul tur cronometrat. Leo Borlovan va fi primul pilot care ne va oferi un timp de referință. Din păcate, Leo cu prototipul Spuniu Alb a avut parte de o problemă în zona de start și l-am văzut plecând mai greu din această zonă. Emil Ghinea maximizând acolo tot ceea ce trebuie maximizat modelul Norma, iar nici Dode nu s-a lăsat mai prejos. Iată-l vedem acum pe Emil Ghinea pregătit să-și încheie această manșă. Leo Borlovan își încheie primul parcurs cronometrat din concurs și așteptăm să vedem care este timpul obținut de către Borlovan în momentul în care Emil Ghinea este pregătit. Mangalia, haide să-l primim cu aplauze pe pilotul local care face spectacol și încearcă să obțină un podium aici la etapa sa de casă. Nu trebuie însă să-l neglijăm nici pe Aurelian Dode Andronache, cel ce se află în spatele acestuia. Dode intră la rândul său în zona virajului de stânga, intră în ultimul viraj și haide să vedem ce timp va reuși să scoată pilotul din câmpul lung. Haide să-l aplaudăm pe Aurelian Andronache în momentul în care își încheie parcursul său cronometrat. Lider rămâne Costel Cășuneanu cu timpul său obținut de 2.33.242 cu modelul Skoda Fabia R5. Emil Ghinea urcă până pe poziția a doua provizorie cu un timp de 2.35.616, în timp ce pe 3 cu un 2.35.867 se află în acest moment Aurelian Dode Andronache. Iată, doar 20 îi desparte Ghinea și pe Dode după această primă manșă de concurs, iar noi suntem din nou atenți pe clasamente și pe timp, deoarece pe traseu se află doi piloți absolut remarcabili.
Primul pe ordinea de start este Mihai Leu, venit pentru a doua oară cu un Radical SROP, în timp ce la start se află campionul antitră al Super Rally-ului românesc. Este vorba de Jérôme France, care este pregătit de plecare în acest moment. O manșă foarte, foarte spectaculoasă, după cum vă spuneam, Jérôme France a reușit să domine până în acest moment antrenamentele cronometrate ale acestei competiții și a avut parte de un parcurs pur și simplu remarcabil. Mihai Leu este și el un pilot care de fiecare dată când vine într-o competiție sportivă vine pentru a performa. În 2003 reușind să devină campion național de raliuri, de asemenea având parte de mai mult de 3 titluri de campion național în cadrul categoriei 1 la viteză în coastă, iar noi vedem pe cei doi performând în acest moment. Jérôme France este pregătit acolo și iată cât de rapid folosește tot ceea ce poate să-i ofere prototipul Nova Proto NP03, șasiul cu numărul 4 produs de către constructorul francez pentru acesta, un motor de motocicletă și o mașină unică pe care o vedem în partea sa. Mihai Leu prezent cu un Radical SROP și cât de tare reușește să intre pilotul hunedorean în acea zona a virajului de stânga. Sunt extrem de curios să vedem dacă vom schimba liderul după acest parcurs pe care îl vedem în fața noastră. Vă spuneam că Cășuneanu este pe primul loc în 2:33-2:42, timpul obținut de către Costel Cășuneanu. Emil Ghinea pe poziția a doua provizorie, pilotul din Mangalia, opind cronometrul la un 2:35-6:16. Iar noi mai avem încă un tur până când vom afla rezultatele din această primă manșă de concurs. Îl vedem pe Leu eficient acolo în zona virajului de dreapta. Îl vedem foarte, foarte bine păstrând controlul acestui Radical SROP, un motor V8 de motocicletă, după cum vă ziceam, pe această mașină. Jérôme France este prezent în spatele său și nu întâmplător este campionul absolut al acestei discipline din sezonul precedent. Este un pilot foarte, foarte eficient. Și haideți, dragi prieteni, să vedem cine va câștiga această primă manșă de concurs în momentul în care Mihai Leu se află deja pe ultimele viraje, în momentul în care Jérôme France la rândul său intră în zona bulevardului. Mai are de parcurs doar două turnante Leu până în momentul în care își va încheia acest parcurs. Jérôme rămâne și el foarte rapid și fără greșeală până în acest moment, când iată ajunge în această zonă a șicanelor. Finish pentru Mihai Leu cu modelul Radical SROP. Jérôme France ajunge la rândul său în zona ultimelor viraje, va trece în zona piraților și sunt foarte curios să vedem. Iată, Leu urcă pe prima poziție în acest moment, un 2:31-6:70 pentru Leu. Jérôme France își încheie și el parcursul cronometrat. Să vedem ce a reușit să facă pilotul francez în momentul în care își încheie acest parcurs. Trece pe prima poziție cu un timp absolut extraordinar. Jérôme France, numărul 1 de concurs, campionul antitră, ajunge la 2 minute 22 de secunde și 50. Iată, reușește să găsească aproape 9 secunde pe traseul de concurs și este lider incontestabil al acestei prime manșe de concurs. Mihai Leu vine pe poziția a doua, oprește cronometrul la un 2:31-6:70, în timp ce pe locul al treilea, de această dată cu un Turin, de această dată cu o mașină ce nu este prototip, îl avem pe Costel Cășuneanu cu modelul Skoda Fabia R5 și va fi o bătălie mare acolo pentru poziția a treia, deoarece pe locul al patrulea se află eroul local. Este vorba de Emil Ghinea, care oprește cronometrul la un 2:35-6:16, iar la doar 20 în spate este Aurelian Dode Andronache. Noi luăm o scurtă pauză, dragi prieteni, după care revenim cu manșa cu numărul 2 de concurs. Rămâneți alături de noi! Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit live pe canalele Prima Sport și, bineînțeles, de aici, de la fața locului, pentru prima etapă a campionatului național de Super Rally Powered by Superbet. De la microfon alături de voi este același Ștef Raita, iar noi ne pregătim de cea de-a doua manșă de concurs și ultima, odată cu noul format pe care îl avem în cadrul acestui campionat. Iar după prima trecere, iată, în urma aplicării unei penalizări de 6 secunde, pe prima poziție rămâne același Jérôme France, însă timpul său ajunge la 2 minute 28 de secunde și 50. Pe poziția a doua, aflându-se Mihai Leu cu un timp de 2:31-6:70, în timp ce pe locul al treilea și pe prima poziție la clasa 2B dedicată modelelor cu tracțiune integrală sau spate, este Costel Cășuneanu cu un timp de 2:33-2:42, acesta fiind urmat în clasamentul modelelor integrale de către Bogdan Duma și de către Ișvan Beco, Vlad Cosma pilotând cel mai rapid model cu tracțiune față, fiind urmat de către Claudiu Motoc și Bogdan Minea. Daniel Grămadă însă având parte de o penalizare de 6 secunde care a contat în cadrul acestui clasament.
În timp ce, iată, în cadrul clasei GT, lider este același Alin George Luca. Avem parte de o bătălie foarte, foarte spectaculoasă în acest moment pentru poziția a treia din clasamentul general, duelându-se acolo Costel Cășuneanu și Emil Ghinea, respectiv Aurelian Dodean-Dronache, pe care îi despart doar 20 în acest moment. Iar noi suntem pregătiți acum să luăm startul. În cea de-a doua manșă de concurs se securizează, ceea ce înseamnă traseul de concurs. Oficialii așează acolo mașinile exact cum trebuie și ne vom reîntoarce la duelul de la tracțiune față. Începem această bătălie cu Dragoș Angelescu, viceprimarul orașului Mangalia, pilot care din 2019 este apropiat de acest campionat aici la Mangalia mai mult ca niciodată în calitate de susținător a acestei competiții. În restul campionatului vine și este prezent acolo ca și pilot și ne bucurăm foarte mult să-l vedem pe Dragoș cu această mașină. Tracțiune față 1.6 și 185 de cai putere. Vă spuneam, într-o manșă care are parte de un duel foarte, foarte frumos. În spatele lui Dragoș îl avem pe Claudiu Motoc, revenit și el în cadrul acestui campionat după debutul de anul trecut. Îl vedem pe Claudiu cu acest Peugeot 208 R2, un mare susținător prin proiectul United Media al acestei competiții, iar cu singura mașină electrică din concurs. Îl revedem alături de noi pe Ciprian Lupu, revine alături de Racing Mini, revine Cipri Lupu alături de proiectul BMW România pentru a continua și pentru a demonstra că și mașinile electrice pot fi rapide în ceea ce înseamnă competițiile motorizate. Iar cu această triadă ne începem în mod oficial parcursul în manșele de concurs. Pentru ei bătălia se dă în cadrul acestui duel al modelelor cu tracțiune față, acolo unde Claudiu Motoc se află în spatele din ceea ce văd eu momentan, în spatele lui în spatele lui Vlad Cosma pe poziția a doua, iar Claudiu cu siguranță va încerca să mai găsească câteva secunde după ce a ajuns la un timp de 2.54.628. Cu mașina câștigătoare pe prima trecere se află pe traseu în acest moment și Dragoș Angelescu, un 2.57.7 pentru pilotul din Mangalia, pe care îl vedem, iată, la limită acolo încercând să-și deschidă mult virajul acela de stânga. Frumează Dragoș și ajunge în această primă zonă a șicanei pentru cea de-a doua și ultima, vă spuneam, manșă de concurs, în momentul în care avem parte de un nou format pentru campionatul național de Super Rally. Ajunge Angelescu în acest moment în zona virajului de stânga, încearcă acolo să plece cât se poate de rapid, o frânare târzie pentru el, însă mi s-a părut că a pus un pic mai târziu piciorul în pedala de accelerație față de ceea ce au făcut adversarii săi și l-avem alături de noi, după cum spunea, cu singura mașină electrică prezent acolo în zona de concurs și pe Ciprian Lupu. De-abia au reînceput aceste dueluri și cu siguranță vom avea parte de o bătălie spectaculoasă pentru toate clasele pe care le vedem în acest concurs. Îl vedem pe Dragoș acolo încercând o frânare târzie. Ciprian Lupu ridică și el un pic roata stânga față, merge super pe acest Mini Cooper electric readaptat pentru el. Are acele comenzi speciale pe mână pe care l-am văzut și vă invit de fiecare dată să intrați pe YouTube, să scrieți Ciprian Lupu și să vedeți modul în care reușește Cipri să piloteze această mașină și mașinile pe care concurează în campionatul de raliu, respectiv în campionatul de viteză în coastă. Este pur și simplu fantastic ceea ce reușește să facă acest om, nevoit între altele să meargă și în scaunul rulant în viața de zi cu zi, însă performând fantastic în cadrul acestei competiții. Ajunge Cipri în acest moment în zona virajului de stânga și intră în ultimul tur, ceea ce înseamnă că Dragoș Angelescu este pregătit acolo să își încheie parcursul. Bătălia de la tracțiune față continuă, vă spuneam, trei modele spectaculoase prezente în fața noastră. Avem finish pentru Dragoș Angelescu, Mangalia, haideți un pic de aplauze pentru piloții noștri, le merită pe deplin. Finish și pentru Claudiu Motoc, locul 2 la două rozmotrice. După prima trecere își încheie Claudiu parcursul și pe trecerea precedentă a avut un timp de 2.54.628. Sunt curios să vedem unde se va clasa în bătălia mașinilor cu tracțiune față. Un 2.55.695 acolo pentru Claudiu, din păcate mai pierde o secundă, iar timpul din prima manșă va rămâne relevant pentru acesta. După cum v-am spus, timpul care contează în clasamentele finale este timpul pe care îl obține un pilot când vine vorba de manșele acestea. Cel mai bun timp din cele două parcursuri până la urmă oferă ceea ce spuneam mai devreme, oferă ierarhia finală și podiumurile acestei competiții. Ciprian Lupu își încheie parcursul Mangalia, haide să-l primim cu aplauze pe acesta, un pilot care le merită cu siguranță pe deplin. Vine cu modelul Mini Cooper electric și mă bucur foarte mult că l-am avut pe Ciprian prezent în fața noastră.
aici pe traseele de Super Rally. Mergem acum alături de un pilot ce cu siguranță își dorește să își ia revanșa după penalizarea primită în prima manșă de concurs. Ne-a arătat că poate fi foarte rapid în ceea ce înseamnă clasarea de la două roți motrice. Este vorba de Daniel Grămadă, care vine în premieră cu modelul Renault Clio Rally 4 în cadrul unei etape din campionatul național, în spatele său cu un Renault Clio Rally 5 cu un parcurs la rândul său foarte bun, dar cu mai puțin cai putere față de ceea ce are Grămadă. Îl vedem pe Bogdan Minea cu modelul Renault Clio Rally 5 plecând la rândul său din zona de start, în timp ce în spatele său, la vârsta de 15 ani, se află Andrei Dună. Andrei Dună venit cu acest midget 1300, mașina invitaților din sezonul precedent, la bordul căruia am văzut foarte, foarte mulți piloți talentați. Și iată că acest junior de 15 ani face trecerea înspre campionatul național și ne bucurăm să-l vedem pe Andrei, acomodându-se din ce în ce mai bine cu acest prototip, clasat la rândul său în cadrul clasei 2B. Ajunge Dună în acest moment în zona virajelor de stânga. Este prezent acolo Daniel Grămadă și Bogdan Minea, piloții Ideal Rally Team, în bătălia directă de la două roți motrice, 25 fiind între cei doi după primul parcurs cronometrat. Iar pe Minea l-am văzut foarte rapid până în această clipă, în ceea ce înseamnă parcursul pe care l-am avut acolo prezent din partea sa. De asemenea, Daniel Grămadă cu un parcurs bun pe prima trecere, însă cu o penalizare după ce a lovit unul din elementele acestui traseu. Cu siguranță va încerca să recupereze acolo din timpul pierdut în urma penalizării. Îl vedem pe mine acum parcurs bun, îl vedem pe Dună de asemenea, maximizând tot ceea ce înseamnă modelul midget 1300. Și ajunge la rândul său Dună în acest moment în zona de frânare. Daniel Grămadă este liderul acestui grup cu modelul negru, cu acel Renault Clio Rally 4, vă spuneam, model unicat în România, la prima participare dintr-o competiție motorizată. Daniel Grămadă făcându-și apariția, parașutându-se ieri în zona startului festiv. Iată că acum trece la avioanele pe patru roți, îl vedem pe mine acolo, venit și el în zona finală a traseului. Și intrând în acest ultim tur cronometrat, trece Grămadă acolo și intră în acest parcurs. Andrei Dună prezent și el acum în zona bulevardului și el cu o trecere constantă. Iar lucrurile, așa cum v-am obișnuit când vine vorba de manșele de concurs, devin din ce în ce mai interesante, deoarece puterea, respectiv performanța modelelor înscrise în concurs, crește de la un parcurs la altul. Noi acum ne axăm pe bătălia modelelor cu tracțiune doar pe față. Îl avem prezent pe Daniel Grămadă, îl avem prezent acolo în acest duel și pe Bogdan Minea, în timp ce Andrei Dună vine la 2B, la bătălia modelelor cu tracțiune. Spate, iată ce frânare târzie acolo pentru Daniel Grămadă, care forțează limitele și ajunge aproape, aproape acolo de parapetul de beton. Menține bine, iată aderența, vedem acea oglindă, este un pic căzută, cel mai probabil că a atins apică un element acolo. Își încheie parcursul, haideți cu aplauze Mangalia pentru Daniel Grămadă, singurul Renault Clio Rally 4 din concurs. Bogdan Minea este la rândul său pregătit și iată vedem reluarea acelui moment. Iată, pierde spatele, atinge un pic chiar acel element pe care îl vedem acolo din beton. Încearcă însă să revină foarte rapid și ajunge la 2.54.484. Este o perioadă de acomodare pentru Daniel Grămadă cu această mașină. A venit să facă spectacol, după cum ne declara. Mai găsește o secundă și să vedem dacă va fi suficient acea secundă pentru a urca pe 2 la două roți motrice. 2.56.8, timpul obținut de către Bogdan Minea. Încheie și Andrei Dună pe modelul midget 1300. Și da, iată, Daniel Grămadă urcă în acest moment pe poziția a doua în ceea ce înseamnă bătălia de la două roți motrice. Vlad Cosma fiind acolo prezent în continuare pe prima poziție cu modelul Peugeot 208R2. Noi continuăm acum bătălia, trecem la Mitsubishi Lancer Revo 9, 300 de cai putere, pe care Adrian Grigore îi dezlănțuie în acest moment pe traseul din Mangalia, în spatele acestuia cu un Subaru Impreza și cu un parcurs foarte bun pe prima trecere, cu locul al 8-lea în clasamentul general. Îl vedem pe Ișvan Beco, pilotul clujean, care revine alături de campionatul național de Super Rally Power by Superbet în sezonul 2022 și care se află pe poziția a treia în bătălia mașinilor care mai arată încă mașini într-o formă sau alta, în timp ce spatele lor cu un Fiat 126 Proto va pleca de la linia de start și Robert Barabas, plecare foarte bună și pentru Robert și o motorizare schimbată pentru acesta. Vedem un motor turbo de motocicletă, un lucru realizat în premieră pentru competițiile sportive și este excelent ceea ce vedem din partea acestor piloți. Barabas intră, iată,
în acest moment în zona virajului de stânga. Îl vedem pe Ișvan Beco, iată, după parcursul său foarte bun, din nou țopăind acolo un pic cu modelul Subaru Impreza, însă având parte de un pilotaj bun. De remarcat și ceea ce a făcut Andrei Dună pe trecerea precedentă, pilotul de 15 ani, reușind să urce până pe locul al 13-lea cu midgetul său la un 2.50-2.1.2. Îl vedem spectaculos acolo în acest moment, însă pe Ișvan Beco, un parcurs foarte, foarte bun din partea sa, sunare târzie în șicană, se vede că este unul din piloții cu experiența acestui campionat, alergând încă din 2018 pe circuitele stradale, iar Beco face o treabă foarte bună în fața sa. Pe ordinea de start îl vedem pe Adrian Grigore. Adi Grigore pe locul 12, la 2 secunde în spatele lui Vani Forchișteanu. După prima trecere vine, iată, în această zonă a virajului de stânga și încearcă să mai găsească câteva secunde, în timp ce pe traseu, cu modelul Fiat 126 portocaliu, îl avem și pe Robert Barabas. Robert Barabas, care are doar această manșă pentru a demonstra ceea ce poate să facă cu modelul portocaliu, din păcate având parte de o mică defecțiune tehnică pe prima trecere de aici, de la Super Rally Mangalia. Iată însă că Robert profită de ceea ce înseamnă această manșă pe deplin, având parte de un parcurs foarte bun până în acest moment și fiind unul din piloții ce pot să ajungă pe podiumul competiției, arătându-ne acest lucru în antrenamentele cronometrate. Mic derapaj acolo, ținut bine de către Barabas și avem din păcate ieșire în decor, iată, pentru Ișvan Beco, care lovește acolo un element și cel mai probabil că vom avea steag roșu pentru Barabas. Nu mai reușește să plece de acolo Beco și acest lucru ar fi normal. Rămâne Beco blocat pe traseu în acest moment. Iată, vedem reluarea acestui moment, frânează târziu acolo, pierde spatele modelului Subaru Impreza și din păcate lovește acel parapet de beton pe care îl avem în zona virajului de stânga. Nu vorbim de un incident foarte, foarte grav, după cum am văzut, cred că nu este serios avariat modelul Subaru Impreza, însă manșa este compromisă pentru Beco. Cel ce va trebui să se mulțumească cu timpul de 2.41-2.43 obținut pe prima trecere, Adi Grigore nu a prins acolo steagul roșu, prin urmare vom avea parte de un timp din partea sa. Din păcate însă timpul este mai slab cu 70 decât cel din prima trecere, ajungând astfel Grigore la un timp de 2.49-2.21. Robert Barabas l-a prins pe traseu pe Beco, nu avem un timp pentru Robert în continuare. Luăm o scurtă pauză, dragi prieteni, odată cu acest incident. Revenim însă în cel mai scurt timp cu acțiunea de aici, de la Mangalia Super Rally. Salutare, dragi prieteni, noi am revenit pe canalele Prima Sport 1, momentan cu o scurtă pauză în ceea ce înseamnă desfășurarea competiției, însă din informațiile pe care le am, vom fi din nou prezenți foarte, foarte rapid pe traseu pentru a ne desfășura bătăliile din cadrul campionatului național de Super Rally Powered by Superbet, în momentul în care am intrat în manșa cu numărul 2 de concurs. De la microfon alături de voi este prezent același Ștef Raita și mă bucur foarte mult că, iată, reluăm în această zonă atât de pitorească și atât de frumoasă și cu o primire atât de călduroasă, este plin de public în zona acestui traseu. Revenim cu acest campionat și venim aici în Mangalia încă din 2019, moment în care Dani Oțil reușea să obțină prima sa victorie din carieră în cadrul acestei competiții, după care, după cum știți cu toții, anul 2020 a adus o pauză până la urmă din cauza pandemiei în cadrul acestui campionat, având o singură etapă desfășurată la Deva. 2021 însă n-a readus pe străzile din Mangalia și am avut parte de o victorie din partea lui Jérôme France, ce avea să devină în acea perioadă și campion național de Super Rally. Costel Cășuneanu de fiecare dată a fost foarte, foarte aproape acolo de victorie și sunt extrem de curios, iar noi avem această pauză deoarece am avut parte de o ieșire în decor din partea lui Ișvan Beco. O ieșire nu foarte gravă, o ieșire care n-a fost la o viteză foarte mare. Iată, vedem acum în reluare ceea ce s-a întâmplat în acea zonă. După cum spuneam, se forțează foarte, foarte tare pe această ultimă trecere. Am văzut împreună și momentul în care Daniel Grămadă a lovit acel parapet din partea dreaptă, însă a revenit foarte repede pe trasă, reușind să obțină poziția a doua la două rozmotrice. Ișvan Beco, iată, la rândul său are parte de această ieșire în decor, iar acum se reașează în acea zonă
parapetul de protecție pentru a reveni pe traseu. Îi salutăm pe Stana Mihai Pixi, îl salutăm și pe Ovidiu Zaberca prezent în acea zonă, oamenii care ne ajută de fiecare dată cu partea de organizare. Vedem, iată, acum în reluare și momentul în care Daniel Grămadă, pe frânare, a încercat să-și deschidă trasa, a atins acel parapet, însă a reușit să plece mai departe pe traseu, după cum vă spuneam, în ciuda acestui moment, obținând poziția a doua la două rozmotrice tracțiune față. Ișvan Beco, din păcate, în parcursul său cu numărul 2, a fost mai puțin norocos, însă rămâne pe poziția 3-a în bătălia modelelor cu tracțiune integrală, în spatele lui Bogdan Duma și în fața lui Vali Porcișteanu, iar pentru Vali presiunea este una destul de mare, cu siguranță acesta va încerca acolo să se dueleze cu timpul obținut de către Ișvan. Trebuie să spunem însă, cu două mașini diferite, Vali ne minte că nu, sigur nu. Vali ne spune că rămâne totuși temperat, urmează un raliu frumos pentru el săptămâna viitoare, este vorba de raliul său de casă, de raliul Argeșului, însă ne bucurăm să-l revedem pe Porcișteanu în sfârșit la start cu Mitsubishi-ul său Lancer Evo 9. Ne bucurăm să-l vedem și alături de Super Rally, ne vom bucura la maxim săptămâna viitoare când va fi prezent la raliul Argeșului pe probele de pe Transfăgărășan și alături de fanii săi. Pentru că Vali, știm cu toții, este din acea zonă, este din Pitești. Mai avem însă de văzut multe nume grele, de-abia aștept să văd timpul de referință obținut de către Robert Barabaș, deoarece, din păcate, Robert a avut parte de o problemă pe prima trecere de concurs. Va reveni însă cu siguranță în forță și dacă lucrurile îi vor permite, știu eu, nu rămâne fără benzină sau nu se întâmplă ceva pentru mașina sa, cu siguranță va ajunge acolo în zona de vârf a acestei ierarhii. Să țină planetara, ne zice Robi. Deci am aflat ce s-a întâmplat și pe prima trecere pentru acesta. Da, un prototip construit foarte, foarte frumos acolo de către pilotul brașovean în garajele Ciclon Motorsport și o mașină care, iată, în ciuda faptului că arată a mașină, poate să vină în zona de vârf și iată că Bogdan Duma se reechipează în acest moment. Trebuie să le urăm baftă acestor piloți ce, iată, se află acolo în zona de start. Bogdan Duma, Robert Barabaș, Vali Porcișteanu, pregătiți să revină pe traseu într-un duel și într-o competiție foarte, foarte frumoasă. Și așa cum este fair play, își urează baftă cei doi și ne pregătim de concurs. Bogdan Duma este prezent acolo în zona de start. Îi salutăm pe cei de acasă în acest moment de aici, din zona studioului, din această zonă spectaculoasă pe care o avem aici în zona portului din Mangalia. Și în doar câteva momente vom fi din nou pregătiți de restart. Mangalia Super Rally este aici. Mangalia Super Rally se pregătește să își definească câștigătorii în momentul în care, iată, Bogdan Duma intră acolo în mașina de concurs. Îl vedem alături de noi și pe Vali Porcișteanu. Își leagă acel frumos sistem Simpson pe care îl vedem din partea sa, sistem de siguranță obligatoriu, fie că vorbim de Hans, fie că vorbim de acest Simpson care îți susține coloana în momentul în care ai parte, Doamne ferește, spun eu, de un incident. Sperăm însă să nu se mai întâmple acest lucru pe traseul din Mangalia. Sperăm să avem parte doar de spectacol automobilistic pur, fără momente din acestea de pauză, deoarece în doar câteva secunde ne pregătim de restart, dragi prieteni. Am așteptat foarte, foarte mult timp acest lucru. Ei bine, iată că se întâmplă din nou și vom reveni cu acțiunea din campionatul național de Super Rally Power by Superbet. În momentul în care ne aflăm în mașa cu numărul 2 de concurs, iată, se verifică traseul de către safety car pentru ultima dată. Pixi coboară acolo și ne dă ok-ul. Îl salutăm pe acesta și vom fi pregătiți în cel mai scurt timp să reluăm acțiunea într-o competiție extrem, extrem de spectaculoasă. Mangalia, sunteți pregătiți să reîncepem acțiunea de aici, de la Super Rally? Hai mâna sus dacă da, hai să-i susținem pe piloții ăștia, toată lumea e ok, ne pregătim, piloții la fel sunt pregătiți acolo și câteva secunde ne mai despart până în momentul în care vom avea din nou parte de acțiune aici la Mangalia. Câteva secunde ne despart până în momentul în care urmează să-i revedem pe cei mai buni piloți alături de noi.
Și iată, cronometrul începe din nou să numere secundele acolo și avem start pentru Bogdan Duma în acest moment. Pilotul clujean de 16 ani, vă spuneam, vine cu un partener nou odată cu acest sezon 2022 și îl vedem acolo cu o plecare foarte, foarte rapidă pe Bogdan, aflat în acest moment pe poziția a doua în bătălia modelelor cu tracțiune integrală. Robert Barabas revine pe traseu după ce a fost oprit cu steag roșu și cu siguranță ne va arăta ce poate să facă noile modificări pe care le-a adus pe modelul Fiat 126 Proto. Iar acum în zona de start, vă spuneam, revine în competițiile naționale Valentin Forțișteanu cu modelul Mitsubishi Lancer Revo 9 și vedem o plecare foarte bună acolo și din partea lui Vani. Vă ziceam, pe traseu se dă bătălia de la două rozmotrice, de la modelele cu tracțiune integrală. Nu trebuie însă să neglijăm nici parcursul lui Robert Barabas, venit cu spectaculosul Fiat 126 Proto. Robert a avut parte de o planetară ruptă pe prima trecere, revine însă acum în ritmul său și iată ce derapaj acolo, menținut bine de către Bogdan Duma. După cum o spuneam, suntem în concurs și iată, vitezele sunt din ce în ce mai mari, se merge la limită, din nou Bogdan acolo, extraordinar parcursul său în zona virajului de stânga. Trecem pe camera acum alături de Valentin Forțișteanu, care ajunge în această zonă a șicanei. Valin, iată, încearcă să-și deschide cât poate de mult acel viraj pentru a obține viteză în ieșirea din partea virajului de stânga. Eficiența este cuvântul pe care îl folosește Forțișteanu pentru a încerca să maximizeze parcursul său din această competiție. Vine Valin în zona virajului de stânga, din nou frânare, se aude antilagul, sistemul care menține turbina acestui model de fiecare dată acolo în presiunea potrivită pentru a da performanță, iar Valin ajunge în zona în care am avut probleme din partea lui Ișvan Beco. Trecem alături de Robert Barabas, îl vedem, iată, foarte eficient acolo și pe Robert, pilot cu multiple titluri în cadrul competițiilor de karting, pilot care, iată, în acest moment face trecerea înspre campionatul național de Super Rally și vine înspre topul acestei competiții. Sunt foarte curios să vedem unde va opri Barabas cronometru în momentul în care, iată, îl vedem și pe Bogdan Duma obișnuindu-se din ce în ce mai bine cu acest model Mitsubishi Lancer Revo 8. Și îmi place foarte mult ceea ce vedem din partea pilotului clujean. L-am văzut acolo deschizând la limită modelul, iar Bogdan Duma pur și simplu este în acest moment la limita absolută, nu mai are nimic de pierdut în acest moment, ajunge în zona acestui ultim viraj de stânga și este fantastic ceea ce vedem din partea pilotului clujean. Sunt extrem de curios să vedem unde va clasa cronometru Mangalia. Haide să-l aplaudăm pe acest junior în momentul în care, iată, Bogdan Duma își încheie parcursul său cronometrat. Robert Barabas este cel de-al doilea pe ordinea de start, ajunge și el pe ultimul viraj, ține foarte bine modelul Fiat 126 Proto. Să-l primim cu aplauze și pe pilotul brașovean, în timp ce Vali Forțișteanu este prezent acolo în această zonă finală și să vedem ce va spune cronometrul. Bogdan Duma mai găsește o secundă, coboară la 2.38.92, rămâne pe 8 în clasamentul general. Robert Barabas aduce modelul Fiat pe care l-am văzut mai devreme până pe poziția a 6-a cu un timp de 2.36.86.9 și pe poziția a 2-a în cadrul clasei 2B. Și Vali Forțișteanu își încheie acum parcursul cronometrat la bordul Mitsubishi Evo 9. Haideți să vedem ce timp reușește să obțină și Forțișteanu. Presiunea rămâne pe Duma și Vali, iată, ajunge pe poziția a 10-a. Rămâne pe locul al 5-lea la 2P, la 4 secunde în spatele lui Ișvan Beco. Ne bucurăm însă să revedem pe Forțișteanu revenit în competițiile motorizate. Noi reluăm acum startul. Vlad Cosma pleacă pe modelul Peugeot 208 R2, iar pentru Cosma victoria este deja asigurată în cadrul categoriei sale. Prin urmare, nu mă aștept să forțeze foarte mult pilotul clujean, fiind ultimul pilot pe ordinea de start în ceea ce înseamnă modelele cu tracțiune față și nemai având cum să piardă această bătălie. În spatele său pleacă cu modelul Porsche 911 GT3 Cup Alin George Luca, iar noi vedem această bătălie a modelelor ce într-o formă sau alta se aseamănă cu supercarul cu tracțiune față și a fost introdus în această categorie, iată, și Mihai Belghe, în ciuda faptului că pilotează un BMW 46. Belghe este la rândul său pregătit de start în acest moment. Nu se pare că cel mai probabil va lua startul în următoarea grupă bebiță. Prin urmare, îi vom vedea în fața noastră în acest moment pe Alin George Luca,
respectiv pe Vlad Cosma. Mă aștept la un parcurs pentru Vlad Cosma rapid, însă destul de safe acesta, având asigurată victoria, după cum vă spuneam, în cadrul categoriei sale. Pentru Alin George Luca însă presiunea rămâne acolo, adversarii săi aflându-se în spatele acestuia, în ceea ce înseamnă ordinea de start. Alin reușind un timp de 2:52.917 și iată Cosma acolo în acest moment se răsucește când vine vorba de virajul de stânga. Nu vom avea nevoie de niciun steag roșu deoarece a revenit rapid, însă manșa este pierdută. În orice caz, prin parcursul din prima trecere, Cosma va reuși să aibă întâi etapă. Vedem reluarea acestui moment, aruncă de spate acolo încercând, cred eu, să facă spectacol Vlad. L-am văzut un pic virat și se răusucește, revine însă pe traseul de concurs. Vă spuneam, din fericire însă pentru pilotul clujean, victoria la două rozmotrice a fost deja asigurată pe prima trecere de concurs. Alin George Luca trebuie să aibă în schimb parte de un parcurs cât se poate de bun și îl vedem pe Cosma, iată, la spectacol, atinge acolo cât se poate de mult frâna de mână, nu mai are nimic de pierdut pilotul clujean și în acest moment face spectacol pentru publicul prezent în număr atât de mare și pentru cei ce ne urmăresc pe Prima Sport 1. Alin George Luca trebuie însă să maximizeze ceea ce înseamnă timpul său pe această trecere, deoarece pentru Alin duelul continuă, chinoare târzie în această zonă a virajului de stânga, însă corectă pentru pilotul gălățean. Îl vedem la rândul său cu acest Porsche, vă spuneam, ce are în jur de 450-480 de cai putere în zona virajului de stânga și face o treabă excelentă Alin din ceea ce putem vedea pe camerele noastre. 2:52.9 timpul său, 2:54.4 obținut de către Mihai Velghe pe trecerea precedentă. Să vedem dacă mai are bebiță de unde să găsească 2 secunde în această bătălie foarte, foarte frumoasă. Alin Luca ajunge, iată, în acest moment în zona șicanei. Vine și în cea de-a doua și vom avea finish în cel mai scurt timp pentru el. Vlad Cosma, haide să-l primim cu aplauze. Iată că Mangalia deja face acest lucru cât se poate de bine și mă bucur că avem parte de o atmosferă fantastică aici pe traseul stradal. Alin George Luca concentrat la maxim acolo, pregătit să-și încheie ultimul parcurs cronometrat. Și avem finish pentru pilotul Porsche-ului 911 GT3 Cup. Alin George Luca își încheie, iată, parcursul său competitiv și să vedem dacă a reușit acolo să mai găsească timp pe ceea ce înseamnă parcursul acestei manșe cu numărul 2. Până atunci însă ne pregătim să-l vedem alături de noi pe Mihai Aurel Veldie, pe principalul său adversar din cadrul categoriei GT, în timp ce alături de noi revine și Alexandru Șchiopesc în acest moment pe modelul Audi R8, tot așa din cadrul categoriei GT. Alin George Luca, iată, pierde 2 secunde pe această trecere cu numărul 2, ceea ce înseamnă că timpul relevant în clasamentul final pentru acesta va fi timpul obținut pe prima trecere. Alexandru Șchiopesc pleacă la rândul său pe traseu cu modelul Audi R8 și cu siguranță va încerca și acesta să maximizeze tot ceea ce înseamnă parcursul pe care realizează cu modelul R8 V10. Un parcurs însă impecabil și din partea lui Mihai Veldie, care cu siguranță va încerca acolo să forțeze. Categoric este o diferență masivă între Porsche și între BMW, însă Mihai a făcut tot ceea ce s-a putut până în acest moment acolo pentru a fi în pozițiile fruntașe și vom vedea în cel mai scurt timp ce va însemna parcursul pe care îl vedem din partea sa. N-am văzut acolo niciun derapaj pentru Mihai Veldie, am văzut pur și simplu parcurs eficient și iată, rămâne bine în aderență pilotul Vroom Vroom Vlog, pilotul Alba Iulian, care vine în această etapă în spatele său cu nedoreanul Alexandru Șchiopesc. Ajunge în acest moment în zona încheierii primului tur. Foarte bine ceea ce vedem în ceea ce înseamnă pilotajul din partea lui Veldie. L-am văzut acolo eficient, așa se merge cu o tracțiune față, încearcă să-și deschidă mult virajele pentru a avea un unghi cât mai bun și iată că face același lucru și în zona virajului de stânga. Și apropo de parcursul lui Veldie, astăzi este ziua tatălui Severinei Veldie, soției lui Mihai, căruia trebuie să-i urăm la mulți ani, așa cum este și firesc. Revenim acum însă la parcursul lui Mihai, deoarece nu ne permite să respirăm foarte mult ceea ce reușește să facă pilotul din Alba Iulia și de-abia așteptăm să vedem ce ne spune cronometrul.
După cum vă spuneam, acesta mai are nevoie de o secundă și 40 pentru a obține victoria de la GT. Ajunge Belgia în ultimul tur în acest moment, să vedem dacă le va găsi sau dacă Alin George Luca va obține acolo victorie. Pilotul pe care l-am văzut mai devreme cu Porsche se duelează cu Mihai cu BMW-ul de care vă ziceam și mai devreme, în timp ce Alexandru Șchiopesc se află alături de noi cu modelul Audi R8 V10 și Alexandru acomodându-se din ce în ce mai bine cu modelul de care vă spuneam și mai devreme, în cel de-al doilea sezon complet pe care acesta îl realizează în cadrul campionatului național de Super Rally Powered by Supervet. Mergem alături de Alexandru. Mihai Belghe se află și el acum pe ultimele viraje cu modelul BMW 46 și urmează să vedem ce timp va obține acesta, după care treptat vom trece înspre bătălia pentru primele poziții din Super Rally-ul românesc. Revin modelele de top, modelele care au dominat clasamentele și pe parcursul antrenamentelor pe care le-am văzut aici în Mangalia. Mihai Belghe, iată, își încheie parcursul în acest moment cu modelul BMW 46. Avem finish pentru Bebiță acolo și să vedem ce va reuși să facă pilotul Vroom Vroom Vlog. Alexandru Șchiopescă se află în continuare alături de noi, iar Mihai Belghe, iată, după parcursul său, rămâne pe poziția a doua în cadrul grupei GT și mai pierde încă 50 și trebuie să se mulțumească acolo cu locul al doilea. Alexandru Șchiopesc își încheie la rândul său parcursul la bordul Audiului R8 V10 și ajunge în acest moment înspre zona parcului închis. După cum vă spuneam, trecem din nou la bătălia pentru prima poziție, deoarece în acest moment în zona de start se află pilotul de pe locul al treilea după prima trecere, un pilot care cu siguranță va încerca să dea totul pe această manșă cu numărul 2 de concurs. În orice caz, o performanță remarcabilă pentru acest pilot, având în vedere că vorbim de un pilot care merge pe o mașină, să spunem, într-un fel normală față de prototipurile pe care le vedem în jurul său în clasamentul general. Este vorba de o Skoda Fabia R5, se dezvoltă undeva în jur de 300 de cai putere, un comportament însă fantastic pe viraje pentru modelul pilotat de către Costel Cășuneanu, iar asta i-a adus de fiecare dată poziții fruntașe pilotului Băcăuan, de două ori foarte, foarte apropiat de prima poziție în ceea ce înseamnă parcursul său de aici de la Mangalia, campion național absolut de Super Rally în sezonul 2019, Costel. Vom avea două mașini la start din ceea ce mi se comunică în acest calup și suntem pregătiți de start. Am emoții mari în ceea ce înseamnă acest parcurs pentru primele poziții. De fiecare dată vedem forcing masiv din partea acestor piloți. Se merge foarte tare pe traseele de Super Rally și mai avem doar câteva secunde până în momentul în care Costel Cășuneanu va lua startul în această manșă cu numărul 2 de concurs. Vă spuneam, trecem în bătălia primelor poziții. În spatele său urmează cu numărul 100 de concurs, să-l vedem și pe primul câștigător de aici de la Mangalia. Este vorba de spectaculosul Dani Oțil. Este vorba de același Dani Oțil care a venit aici cu Radicalul SR4 și care, iată, în acest moment este prezent cu o mașină de stradă care performează și în condiții de concurs KTM-ul X-Bow Racing, pilotat de către acesta, este alături de noi. Și în doar câteva secunde Costel Cășuneanu, iată, va avea parte de plecare pe aici pe traseul din Mangalia. Frânare foarte bună, iar pe Costel îl vedem din nou acolo la limita, în zona virajului de dreapta. Este un pilot foarte calculat, vine de fiecare dată alături de instructorul său, alături de un pilot cu un nume de legendă, este vorba de Puiul Rusu. Costel Cășuneanu se află pe traseu în acest moment. Dani Oțil are la rândul său o parte de o plecare bună cu modelul KTM X-Bow 100 și iată că s-a descurcat foarte, foarte bine acest KTM pe care îl vedem din partea pilotului din Reșița, pentru că da, Dani Oțil este din Reșița, în ciuda faptului că de ceva timp după ce cum știți cu toții s-a mutat la București. Mergem acum alături de Costel Cășuneanu, alături de pilot obișnuit cu podiumul acestei competiții. Vom avea parte de o bătălie foarte interesantă acolo pentru pozițiile de pe podium. Numai puțin de 4 nume duelându-se acolo pentru locurile de care vă spuneam și mai devreme. Pe camerele noastre mergem acum alături de Dani Oțil și alături de modelul KTM X-Bow pe care acesta îl aduce pe traseul din Mangalia. Este spectacol, este sărbătoare în acest moment pe de-a întregul aici pe străzile din oraș.
și mă bucur, iată, să vedem o ultimă manșă atât de disputată, ultimă manșă în care nu avem de unde să știm cine se va afla acolo pe podiumul acestei competiții. Ajunge Călșuneanu în zona șicanei, excelent parcursul său, iată cât de rapid reușește să vireze acolo cu modelul cu tracțiune integrală și încearcă să maximizeze tot ceea ce poate să ofere modelul Skoda Fabia R5. Eu vă spuneam, Călșuneanu este prezent pe traseu alături de Dani Oțin și alături de KTM-ul XGO pe care l-am văzut din partea sa. Jerome Frons este lider provizoriu, iar Costel, pentru a trece pe această poziție, trebuie să învingă un timp de 2.28.5.1.4. Foarte bun parcursul său, extrem de constant în continuare. Îl vedem fără ezitări în ceea ce înseamnă pilotajul. Foarte bine ceea ce face Călșuneanu până în acest moment. Dani Oțin la rândul său maximizează ceea ce oferă acest model cu motorizare 2 litri TPSI de pe celebrele Audi-uri și Volkswagen-uri. Iată, ne pleacă un pic de spate modelul Skoda Fabia R5, revine însă rapid Călșuneanu și, după cum vedeți cu toții pe camere, forțează în acest moment pilotul Băcăuan. 2.33, 2.42 a fost primul reper în ceea ce înseamnă timpul pe care mi l-a oferit Călșuneanu. Ajunge în acest moment în zona virajului de dreapta. L-am văzut acolo și pe Dani Oțil. Călșuneanu este pregătit în acest moment însă să-și încheie parcursul cronometrat de pe acest traseu și cu siguranță a dat tot ceea ce se poate da Călșuneanu pentru a veni acolo pe podiumul acestei competiții. Dani ajunge la rândul său în zona bulevardului principal din această zonă a traseului pe care îl vedem aici în fața noastră, din această zonă a traseului de 3,75 km. Ajunge Dani, iată, în această zonă a șicanei, iar Călșuneanu mai găsește 2 secunde, coboară la un 2.31.709, însă rămâne pe poziția a doua, la doar o zecime în spatele lui Mihai Leu, rămâne pe poziția a treia în clasamentul general. Dani Oțil își încheie acum parcursul cronometrat. Haideți să-l aplaudăm pe Dani, primul câștigător de aici, de la Mangalia, după cum vă spuneam. Sunt foarte curios să vedem ce timp a reușit să obțină pilotul de la Neața, pilotul reșițean pe care îl vedem acum alături de noi. Un 2.46.2 pe prima trecere, doar un 2.49 pe acest parcurs pentru pilotul pe care l-am văzut mai devreme, pentru Dani. Iar acum mergem mai departe, după cum vă spuneam, în bătălia pentru podium. În prim plan îl avem pe Leo Borlovan, pilot care vine din Timișoara cu prototipul Funio, motor de pe joc pe această mașină. O fostă mașină de anduranță în campionatele din Franța. Un model care acum se descurcă foarte bine. În linia de start se aliniază și pilotul care este speranța Mangaliei pentru podium în clasamentul general. Este vorba de Emil Ghinea, ce este prezent acolo cu modelul Norma M20 și este pregătit de start. Pe care bună folosită pentru Emil Ghinea, momentul în care, iată, noi dăm bătălia pentru podium live aici pe traseul de la Super Rally Mangalia. Spatele său mai avem 6 secunde până în momentul în care vom avea parte de plecare și pentru Aurelian Dodean Dronaccio. În acest moment mi se ridică părul de pe mâini când vedem această bătălie spectaculoasă pentru poziția a treia. Se va încerca acolo o maximizare a eforturilor. Iată, avem steagă acolo roșu, s-a întâmplat ceva pe traseu. Îl vedem oprit pe Aurelian Dodean Dronache și cred că am avut parte de un balot lovit acolo, însă nu-mi dau seama cine este pilotul care a avut parte de incident pe traseu. Da, iată, incident pentru Leo Borlovan, dacă nu mă înșel. Da, din păcate se urcă acolo pe borduri Leo în acest moment. Vom avea din nou safety car pe traseu. Ieșire acolo pentru Leo Borlovan, din fericire însă primesc ok-ul în ceea ce înseamnă parcursul lor. Îl vedem pe Leo că iese cu bine din prototipul Funio și asta este cel mai important când vine vorba de un incident de genul. Cu siguranță a forțat Leo, vă spuneam, presiunea este foarte, foarte mare pe piloții ce sunt prezenți în această competiție. Și după cum vă spuneam, aceste lucruri se pot întâmpla când vine vorba de motorsport. De asta este foarte important ca de fiecare dată să stăm în zonele în care ne indică oficialii să stăm și să respectăm indicațiile acestora. Îl vedem, iată, din nou pe Leo Borlovan, o frânare târzie acolo în zona virajului de stânga și din păcate această penalizare, această frânare îl penalizează, iar pilotul timișorean are parte de o ieșire în decor. Toată lumea este ok, din informațiile pe care le am, vom avea mașina de tractare a celor de la A24 în intervenție acolo pentru a ne ajuta cu
ridicarea prototipului Funio, după care vom avea parte de restart în cel mai scurt timp. Și ce nume avem în zona startului? Emil Ghinea va fi prezent alături de noi cu modelul Norma M20F. De asemenea, urmează să-l vedem și pe câmpul lungeanu Laurelian Dodea Andronache cu modelul Speedcar 1000R. Și așteptăm alături de noi și pe Mihai Leu cu modelul Radical SROP, ocupându-l poziția a doua în acest moment în clasamentul acestei competiții. Și pe Jérôme France. Jérôme France, vă spuneam, campion antitră al campionatului național de Super Rally și un pilot foarte, foarte talentat, exact așa cum este și normal. Vom avea parte de intervenția mașinii de tractare, după care vom reveni cu acțiune. Luăm o scurtă pauză, dragi prieteni, după care revenim de aici cu deznodământul campionatului național de Super Rally Powered by Superbet, în momentul în care am deschis prima etapă. Ne revedem curând! Salutare, dragi prieteni, am revenit pe canalele Prima Sport și aici în Mangalia cu acțiunea campionatului național de Super Rally. Același Chef Raita este prezent alături de voi, iar pe traseu revin Emil Ghinea în acest moment și Aurelian Dodea Andronache, după cum vă spuneam, în bătălia pentru primele poziții, lupta fiind foarte, foarte spectaculoasă, iar această manșă fiind una extrem de importantă în ceea ce înseamnă stabilirea ierarhiilor generale de aici, de la Mangalia. În acest moment, mangaliotul Ghinea aflându-se pe poziția a patra, în timp ce Aurelian Dodea Andronache la doar 20 este în spatele acestuia. Prin urmare, duelul va continua cu siguranță până în momentul în care cei doi vor trece peste linia de start-sosire. În acest moment, Emil Ghinea este în turul cu numărul 2, se pregătește să intre în turul al treilea și foarte frumos ceea ce am văzut din partea sa. L-am văzut acolo la limita limitelor cu modelul Norma M20F. L-am văzut foarte apropiat acolo de acei baloți ai șicanelor și totuși neatingându-i până în acest moment, lucru esențial în ceea ce înseamnă parcursul din Super Rally. Rămâne foarte eficient acolo pilotul din Mangalia. Îl vedem îndreptându-se înspre zona principală a bulevardului, de acolo de unde iese în acest moment Aurelian Andronache. Un mic derapaj, revine însă rapid acolo pe pedala de accelerație Dode. Două mașini diferite, una cu motor de Honda de mașină, cea lui Aurelian Andronache, ce ajunge în zona startului acum cu motor de motocicletă pe ea. Frânare foarte bună pentru Dode, care din nou, iată, maximizează tot ceea ce poate oferi acest spectaculos Speedcar GT1000R și ne bucurăm să-l vedem extrem de rapid. Vă spuneam, 20 între cei doi până în acest moment, aflați la limita podiumului în cadrul clasei 1 și la limita podiumului în ceea ce înseamnă clasamentul general. Mangalia, haideți cu aplauze puternice pentru Emil Ghinea, care își încheie parcursul. Vorbim de un pilot din Mangalia, vorbim de un pilot care este acasă în această etapă și așteptăm cu sufletul la gură să vedem ce timp a reușit să obțină Emil. Între timp, Aurelian Andronache este și el prezent pe traseu, 2.36.010, ceea ce înseamnă că rămâne pe poziția a patra și pe poziția a treia în cadrul clasei 1 pilotul din Mangalia. În momentul în care îl vedem, iată pe Aurelian Dodea Andronache pe traseu, finish pentru pilotul din câmpul lung. Haideți cu aplauze și pentru el, să vedem dacă Dode reușește să urce până pe un podium în această competiție cu parcursul său, sau dacă va fi nevoit să se mulțumească cu poziția a patra în clasa dedicată monoposturilor. Dode se află pe traseu, 2.36, nu, iată, Emil Ghinea rămâne pe podiumul categoriei dedicat monoposturilor și prototipurilor. Așadar, avem un pilot din Mangalia pe podium aici la etapa sa de casă și mergem acum alături de oamenii ce se duelează pentru prima poziție în clasamentul general. Pleacă acolo din zona startului Mihai Leu cu modelul Radical SROP, clasat pe poziția a doua în clasamentul open al acestei competiții. Iar liderul campionatului, liderul după prima manșă de concurs, Jérôme France, este la rândul său prezent acolo în zona traseului și mai sunt doar 5 secunde până în momentul în care pilotul francez va pleca la rândul său pe traseul de concurs. Să vedem ce va reuși acesta să facă. A avut un timp de 2.21 pe prima trecere, însă a primit o penalizare de 6 secunde, cel mai probabil atingând una din șicane, și bine, acest lucru l-a lăsat pe prima poziție, însă i-a lăsat acolo un avans mult mai fragil. Foarte bine se mișcă Jérôme, după cum am văzut pe primele viraje, nici Mihai Leu nu se lasă mai prejos și iată, a avut parte acolo de un mic derapaj controlat. A menținut însă bine controlul Leu până în acest moment. Este un pilot foarte valoros, după cum vă spuneam, un pilot cu un palmares remarcabil și un pilot care de fiecare dată se duelează acolo pentru primele poziții. Revine Leu în zona virajului de stânga. Jérôme France este la rândul său prezent și își va încheia în cel mai scurt timp primul său tur cronometrat.
Mergem alături de acești piloți să vedem cine va învinge etapa de la Mangalia, deoarece aceasta este manșa decisivă. Leu încearcă tot ceea ce se poate pentru a maximiza radicalul SR8. Iată, foarte, foarte rapid acolo în zona acestei șicane și rămâne în continuare prezent în zona de vârf. Da, fantastic modul în care Leu s-a obișnuit cu această mașină, fiind prima dată când merge cu aceste serop și a doua oară când pilotează la Super Rally un prototip, o mașină de genul. Frânare bună din partea lui Leu, din nou, iată, spatele joacă un pic, revine însă rapid Mihai, nu se lasă intimidat de acest lucru și da, vedem un parcurs bun din partea sa. Sunt foarte, foarte curios să vedem ce ne va spune cronometrul în momentul în care se va încheia parcursul pe care l-are pilotul hunedorean. Jerome Franz nu se lasă nici cel mai prejos și așa cum l-am văzut de fiecare dată, are parte de un parcurs foarte constant și foarte eficient. Acesta este momentul în care decidem câștigătorul de la Mangalia Super Rally. Am dus, iată, această bătălie până în ultima manșă de concurs. 2.28 pe prima trecere pentru Jerome Franz, 2.31.6 pe prima trecere pentru Mihai Leu. Excelent modul de pilotaj al lui Jerome. Cu câtă finețe o aruncă de spate acolo, iată Leu, modelul radical SR8 la limită pur și simplu și pilotul din Hunedoara cu siguranță a dat tot ceea ce s-a putut. Haideți cu aplauze pentru Mihai Leu, un parcurs absolut la limită pe această trecere. Sunt foarte curios să vedem ce ne va indica cronometrul. Jerome Franz și el este foarte, foarte rapid. Însă iată că forcing-ul lui Mihai nu i-a adus un timp mai bun, un 2.33.1.6.0, ceea ce înseamnă că Mangalia, victoria revine pilotului care ajunge acum în dreptul linie de finish. Jerome Franz este câștigătorul Mangalia Super Rally cu timpul din prima manșă, nereușind acolo să fie învins. Sunt foarte curios să vedem unde a oprit cronometrul în această trecere cu numărul 2, pilotul francez, pe care îl vedem acolo în fața noastră. 2.26.36.9 este timpul care îi oferă victoria lui Jerome Franz. Iar noi în acest moment am montat acolo podiumul de premiere și în 15 minute urmează să le oferim trofeele acestor pilotți absolut fantastici chiar aici în zona de stat și vă invit să rămâneți alături de noi în număr cât mai mare pentru a ne bucura împreună și pentru a-i premia pe acești oameni care au făcut performanța astăzi în centrul orașului pe parcursul întregii zile. Așteptăm așadar și vă spuneam, în 15 minute vom avea parte de festivitatea de premiere în zona porții de start și vă mulțumesc, iată, pentru o zi plină de acțiune aici pe străzile din Mangalia. Nu au lipsit incidentele, nu au lipsit ieșirile în decor, însă, iată, am avut parte de performanță la cel mai înalt nivel, iar Jerome Franz a reușit acolo să-și ajudece victoria într-un parcurs foarte, foarte spectaculos. Așadar, în 15 minute vom avea parte de premiere. Jerome Franz obține victoria conform timpilor pe care îi avem în acest moment în fața noastră, fiind urmat de către Mihai Leu și de către Costel Cășuneanu. Aurelian Dodean Dronache reușind să vină pe 4 și pe locul al treilea în clasa dedicată prototipurilor și a monoposturilor. Costel Cășureanu este lider în cadrul mașinilor cu tracțiune integrală, respectiv spate, fiind urmat pe podium de către Robert Baraba și Bogdan Duma. La tracțiune față, ei bine, victoria îi revine lui Vlad Cosma, acesta fiind urmat de către Daniel Grămadă la prima sa participare cu Renault Clio Rally 4, respectiv de Claudiu Motoc, în timp ce la GT Alin George Luca se află pe prima poziție, secundat de către Mihai Beldie, pe 3 venind Alexandru Șopes. Vedem acum în reluare momentele fierbinți pe care le-am avut în această zi, o zi plină, plină de acțiune, o zi cu foarte mult spectacol desfășurat aici pe traseu. Am văzut răsucirea lui Vlad Cosma din această manșă de concurs cu numărul 2, am văzut frumosul derapaj al lui Bogdan Duma și cu asta ne pregătim, după cum spuneam, să premiem cei mai buni piloți a acestei zile. De la microfon vă salută același Ștef Raita și ne revedem, după cum vă spuneam, la premierea acestor sportivi fantastici. Vă salut!